Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sfaturi financiare sănătoase, partea a doua. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Geneza, capitolul 41, versetele 35 și 36. Iosif i-a oferit lui Faraon sfaturi financiare sănătoase, pe care am face bine să le ascultăm și noi. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Geneza, capitolul 41, versetele 35 și 36. Cum a reacționat Faraon? Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon, citim în versetul 37. Siguranța ta viitoare este garantată dacă pui în practică următoarele 3 principii scripturale. 1. Zeciuiala. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Al doilea principiu, economisirea. Disciplinează-te să investești o parte din venitul tău în economii. Nu-ți face griji că este o sumă mică, ci fă din asta o prioritate și o obișnuință. Dacă nu, îți vei cheltui banii pe alte lucruri și nu-ți vei atinge niciodată obiectivele majore. De a merge la facultate, de a-ți cumpăra o casă, de a ieși la pensie sau de a susține lucrarea Domnului. Și un al treilea principiu, plata datoriilor. După ce ai dat zeciuială și ai pus deoparte pentru viitor, străduiește-te să-ți achiți toate obligațiile financiare lunare. Dacă nu plătești întreaga sumă lunar, ajungi să plătești mai mult decât trebuie. Plătește atât cât trebuie pentru contribuția la pensie, chiar dacă trebuie să strângi puțin cureaua și să te descurci cu mai puțin o vreme. Pe termen lung vei ajunge departe. Așa că ia aminte la aceste sfaturi sănătoase.